Salutare totul lumea și bine v-am găsit la primul episod de Oporaș de pe acest canal, alături de Evil Ash în conferință, sau... Salut! Na, aveți canalul în descriere, îi mulțumim foarte mult că ne-a dat contul să filmăm câteva chestii pe el. Dai, o să filmăm un acest dăm review. Să vedem ce face suspectul nostru în meciul acesta. Ok, se încarcă și... nu se încarcă. Ce se întâmplă? Nu se mai încarcă. Da, și hai să vedem. Ok, este AFK. Da, hai să vedem ce se întâmplă în Overwatch-ul acesta. Bă, stai, ce s-a... A, mi s-a buguit. Apare, mi s-a... mă rog. Hai să dăm un pic cu speed-ul, nu știu de ce se afeca tipul acesta. Gata, și-a cumpărat un deagle. Trage în clopoței. Da. Tipul trage în clopoți. No problem. Ai, frate, ce faci? Da, deci a fost raportat destul de recent, adică înseamnă că a picuit. Sau a grifat. Aoleo, aoleo. Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ați văzut și voi chestia aia? Ok, a fost destul de ciudat. Hai să vedem. Aoleo, mamă, ce-i primul ăsta, frate? Să moară familia mea. E cam obvious un pic, dar hai să zicem că... Na, a fost un pic de bulan acolo. Aici au sărit un pic. A, nu cred. Nu l-au văzut pe tipul ăsta. Dar nu avem de unde să știm. Hai să vedem prima rundă. Hai să dăm un pic cu fast forward aici. Ok, hai să vedem ce face aici. Așa merge pe mid. Vrea să dea un push, mamă. A, am crezut că joacă agresiv. Se duce apartamente. Ia să vedem ce face. Așa, dă pic. Ok. Asta a fost un pic ciudat. Dar hai să zicem că e ok. Da, nu am văzut. Wow, ce-o zburat acolo ținta. Ce flick frumos i-a dat la băiat. Hai să vedem dacă se uită prin pereți, dacă dă ceva prin fire sau dacă grifează. Una din trei. Da, hai să vedem. Aici merge cu shift-ul. Dar de ce nu se duce la bombă? De ce joacă fix unde vin băieții? Ia uite. Ok, are ca... pare ca un fel de smooth aim. Părerea mea. Nu știu ce să zic. Da, e ca un fel de smoothing, cred că are aim, nu știu ce să zic. Și Wall-ul încearcă să și-l ascundă, dar nu prea bine. Hai să zicem, hai să nu tragem concluzii, să așteptăm să vedem ce face. Ah! Ce face? Băiatul grifează. Dar hai să zicem că ăsta nu-i grif, că o tras un pic în coechiperul lui, poate e cu prietenii, deci nu grifează. Hai să zicem că nu grifează, ok? Deci, dă un nade aici, frumos, așa... un flash. Mamă, frate, dar asta nu verifică nimic. Să moară familia mea, suge așa, agresiv. 75% headshot. Bă, stai, scream să mor eu. Dai, dau și un pic volum 0.2. Așa. Aoleo, mane. Are wall, cred că. Da. Asta trage un pic spre wall, că n-avea de unde să-l știe pe ăla acolo. Și dacă îl vedea cineva, te ducea să-l omoare. Asta putea să-l aude, deci nu e wall. Bă, da, aim-ul ăsta, nu știu ce e faza asta, se duce așa încet spre cap, are 85, 87 chiar la 100 headshot rate și se duce ținta ciudat pe cap. Adică sare așa încet, nu știu, ciudat, e foarte ciudată chestia asta. Dar hai să vedem în continuare ce se întâmplă. Hai să și un pic cu speed, frate, că... ia, ce să zicem? Așteaptă aici după perete... asta nu prea a fost suspect, o tras un pic prost, așa, era pe unul. Bam, un flash frumos. Hai să vedem dacă îl știe pe ăsta aici, e clar o ăla. What the fuck, mi știe, dar mi-e place că el se duce în side unde pot să fie minim două persoane, dar el se duce fix unde e ăla, știi, pasă lui de ceva, nu controlează nimic. Ia, acum se uită la un perete, cred că își face setările băiatul. De obicei, când te oprești așa, uite, ia uite-l. Ce faci, băiatul, spase tările la hack? Da, se oprește așa, pur și simplu și, na, nu știu, fără motiv. Hai să vedem. Nu știu, cam știe pe băieți. Ia să nu știe pe ăsta din apartamente. Ah. Se duce apartamente el. El se duce apartamente. Ia să vedem. Îi dă prefire? Da, s-ar putea să aibă un wall de aim, nu știu. Pare a aim, cum se duce așa, cum sare ținta un pic. Bine, nu sare, se duce așa încet, e ca și cum ar apăsa pe un buton și după aia ținta duce așa încet spre cap. Da, nu știu instrui asta chestia asta, dar wall 90%. N-are cum, frate, să-i știe chiar așa, dă-te naiba.
Hai să vedem. Așa, îl controlează. Ia. S-a ferit de molotov cu capul. Bă, evil. Aparent și-a închis microfonul. Ok, no problem. Hai să vedem. Așa, ia să vedem. Se dă un prefire. Opa, un smoke. Bă, dar știi smoke-urile băiatul ăsta. Chiar nu știi. L-a auzit, cred că l-a auzit. Așa, hai să vedem. Tip încearcă să ascundă wall-ul ăla, dar nu-i prea iese. Adică... Na, în unele faze chiar a fost obvious. Ea controlează, adică cum să nu controlăm, frate? Când ai hack, tot timpul controlezi ca să... Pari, să nu pare așa de obvious, dar... Când te dă de gol aim-ul, chiar n-ai ce să faci. Câteodată chiar n-ai ce să faci când te dă de gol aim-ul. Hai să vedem. Deci... Ce face? Mă dă un flash acolo, ok... Bine, așa aș fi făcut și eu dacă aș fi avut hack-uri. Gen, să dau așa, grenade random ca să nu pară că am hack. Hai să vedem. Deci se duce B, deci tipul ăsta chiar știe că, bine, oricum te duci B ca să controlezi, nu să nu-i lași să salvezi, ia să ne... Opa! Asta e un pic pare aim, adică chestia aia cum urmărește cu ținta capul, adică bine, corpul, nu e chiar așa, adică nu e umană, e un pic smooth așa, adică se duce fix unde merge corpul, nu ratează, nu nimic, așa. Asta e un pic ciudat. Deci am văzut mulți hackeri de genul. Care se plimba ținta foarte încet ca să nu pară, dar se vede că e inuman, adică ratezi și tu naiba un glos, nu tragi toate gloanțele perfect, nu? Chiar dacă e pe corp, nu tragi toate gloanțele perfect, uite aici. Vorbește cu echipa să-i dea boost. Da. Hai să dăm un pic de... că aici n-am chef să mă uit. Okay, să ia, hai să vedem, îl știe pe Alfa? Uite, se uite așa cu coada ochiului, se vadă, bă, vine ăla, nu vine, ce face? Ce faci, băiatule? Te dai de gol așa? Chiar te lași așa? Hai să vedem. Da, s-o dat de gol. Urât s-o dat de gol aici. Urât rău s-o dat de gol. Chiar... Da. Ia. Dar nu vrea să tragă. Îi ține ținta pe cap, dar nu vrea să tragă, vedeți? Uite, dă și un flash așa ca să... Ceva, un flash bonus, știți? Da. A, deci tipii ăștia chiar... Adică tipul ăsta chiar încearcă să ascundă emu sau... și wall-ul, dar nu reușește. Cel, mai cel puțin aim-ul, adică se vede frate cum se duce aici. Uite, ia vezi, vezi ce prefire? Deci tipul ăsta nu-i în stare să ascundă un hack, bă. Bă, frate, așa ceva. Ia. El îi știe, mă. Ia, și mai face grif? Că-s curios. Da, bine, griful nu e așa de... Adică îți dă oricum bani doar 4 săptămâni, dar... Vreau să scap neapărat de toți hackerii din jocul ăsta, bine, de toți mai cum, dar... De majoritatea măcar să... Deci... Na, hai să vedem. Ba, plantează bomba. Bă, oricum, tipul ăsta cred că i-aș da report pentru aim și wall. Până acum aim și wall. Griefing nu-i dau pentru că dacă ți împuști un teammate nu înseamnă că e grief. Chiar dacă e intenționat, frate, tot nu e grief. Ce naiba. Ia un prefire ceva, ia să vedem. Vine tipul ăla în coasă, să-i dea prefire? Nu, nu vine. Dacă se duce, dacă se duce în bomb... Ah, eu auzit acum. Voi vedeți că tipul ăsta încearcă să ascundă hack-ul chiar așa? Ha, are wall, are wall, are wall. Nu de alta, dar chiar așa să încerci să-l ascunzi, frate. Știi, adică îl auzi pe ăla tău că se luptă cu ei, dar tu stai chem tot în locul ăla. Că, na, să ascunzi wall-ul, știi? Că așa face oricine, tot am văzut un Overwatch hacker de ăștia care știu sigur că sunt doi tipi acolo care se luptă cu ăla. Și ăia sunt ultimii doi, dar el nu. Ce, trebuie să plece? Ne, el stă aici, chem, știi? Doar așa, ca să nu zică lumea care are wall. Ce dracu, trebuie să joci CS de două zile maxim să zici că tipul ăsta n-are wall. Și ei. Hai să-i dăm un pic de speed aici. Suntem aproape siguri, eu vreau să văd dacă mai face altceva, dacă își facă ceva bani, a spimbut ceva. Asta vreau să văd acum, dacă face, da, wall shame are. Cel puțin wall, adică ei nu sunt sigur 100%, dar wall are. Hai să-l vedem. Acum dă check băiatul, dar cum să nu dăm check, nu? Bine, aim-ul poate ar fi de la 64 tic, adică, na. Dar hai să vedem. Ce face băiatul ăsta? De ce n-ai badai flash când tipul ăla-i după smoke? De ce? De ce? Nu te ajută cu nimic decât să îi faci să nu vadă câteva secunde, dar nu poți să-i ataci. Na, mă rog. Hai să vedem câte kill-uri are tipul.
16 kill-uri. Un frumos cap acolo, nu l-am prea văzut, dar nu-i bai. Yeah. Nu l-am văzut, nu l-am văzut pe tipul ăla. Ia uite, vedeți despre ce vorbesc. Ia uite, vedeți cum îl urmărește așa și cum îi tremurățin dacă întrage. Dar rău, adică știu că trebuie să-ți tremurățin dacă tragi. Bă, da, chiar așa de rău, știi? Da, pana mea. Hai să vedem, și-a luat un AVP are? Da, nu are AK, are AK. Deci tipul ăsta... Tipul ăsta îi place să joace AK, din câte vedem. Dar grenadele astea le dă perfecte, asta e chiar foarte... Foarte ok. Ia. Bă, am dat aici frumos un flash, ia. Ok, a dat un pic acolo un pre-fire fără... Ioi, doamne, cum... Ia, ia, ia! Aha, încerca să-l ascundă, băiatul. Dar dă de golem-ul, cum mai zic. Smute, mă rog, totul n-ai. Îl dă de gol. Opa, băiat, ia. Na, nu, ia. Ha! LOL! Nu s-a putut abține să nu tragă prin peretele ăla. Vă zic eu că nu s-a putut abține, băiatul. Na, chiar, dă pre-aim-ul, dă pre-fire. Wall și aim are clar. Hai să dăm un pic cu fast forward, că aici cred că o să stea camp. E, nu chiar, se duce. Ia uite, ia, hai să vedem aim-ul. Gata. Hai să vedem deciziile, fraților. Aim assistance, eu zic că... Na, este, wall este, other external nu și griffing nu, că... Nu, pe ăla, că l-am împușcat pe ăla, nu. Submit verdict. Fraților, cam cu noi overall acesta, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal, să vă duceți și la Evil și ne vedem data viitoare. Bye, bye!